După un an de pandemie, cu un debut crunt pentru suceveni și o carantină aprigă, județul Suceava se află pe ultimul loc la nivel național la rata de infectări cu noul coronavirus. La Bucovina TV, în emisiunea Bucovina Retrospectiv, jurnalistul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava, se declară în continuare nemulțumit de modul în care sunt tratați în mass media națională județul și suceveni. Tiberiu Avram a pus în oglindă comportamentul jurnaliștilor de acum un an la debutul pandemiei și atitudinea de acum, când județul Suceava are o rată de infectare de sub 1 la 1000 de locuitori, de departe cel mai bun rezultat la nivel național. Eu am și dat trecut așa, am să zic, simt o frustrare, că nu ne bagă nimeni în seamă. Acum un an toți stăbărau pe Suceava, dar din punct de vedere jurnalistic, absolut normal, că eram județul cu cele mai multe cazuri, era o premieră, era începutul pandemiei, jurnalistic, da, era justificată prezența Sucevei la toate buletinele de știri și toate breaking news-urile. Dar nu sunt de acord cu ura și patima care exista și care o manifestau mulți realizatori de televiziune vis-a-vis de Suceava. Ce mă doare acum că nu văd știri în care să spună, uite, Lombardia, Nordul Sălbatic, ce s-a ales de el? A ajuns să dea Dumnezeu să ne menținem această linie de ultimul județ în privința infectărilor. Poate ne ajută Dumnezeu și așa. Poate, Doamne ferește, o să urcăm iar. Dar hai, când faci ceva bun, punctează. E un moment. Da? E un moment care trebuie apreciat. Da. Spuneam, am văzut o singură știre săptămâna trecută, ceva de genul, nu reproduc exact, dar asta era ideea, ciudatul caz al Sucevei, al județului Suceava. Da? Deci, toată cazul lui Suceava, care a ajuns ultimul pe țară. Și în știri se spunea că este un caz ciudat, că suntem ultimul pe țară, inexplicabil. Era o declarație luată domnului profesor Răzvan Cherecheș, pe care cărei poziție o apreciez și o stimez. Dumneavoastră spunea că e ceva ciudat acolo, probabil să fac puține testări. Asta ar fi explicația. El, de exemplu, probabil că n-avea spunea de imunizarea de turmă, care au zis că nu s-ar aplica, pentru că dea un exemplu în Brazilia, în care a fost o imunizare masivă într-o niște zone și tot au valul 3 a explodat numărul de cazuri. Și explicația domnului Cherecheș era că probabil sunt puține teste. Da? Cu siguranță domnul Cherecheș nu că n-are acces, că are acces la informații ca orice, că sunt publice. Nu s-a uitat la cifre care arată că Suceava este în top 10 al în privința numărului de testări. În raportarea de duminică aveam 638 de testări. Mm-hmm. Ceva de genul, 638 parcă, da? Ceea ce reprezenta aproape 4% pe țară. Mm-hmm. Da? Bun, nu poți să pui 4% ori numărul de județe, pentru că diferă. Dar 4% mi se pare foarte mult. Da? Bun, nu zic că era o statistică prezentată de Ministerul Sănătății la începutul lunii cu testările realizate în primele 4-5 zile ale lunii martie, județul Vrancea apărea cu 3, 4, 5 testări pe zi. Da? În condițiile în care noi în acea perioadă aveam 600, 300, 400, pe aici ne mișcam. Deci să fac testări. Am văzut și în weekend, domnul ministru Voiculescu postase pe Facebook niște imagini cu două fotografii, una din București, una din Brașov, cu ambulanțe la cozi, la spitale, așteptând loc pentru bolnavi. Da? Iar imagini dramatice. Da? Dar iar nu vreau să fiu răutăcios, dar pe vremea, acum un an, când erau cozi la Spitalul Județean Suceava cu ambulanțe care așteptau eliberarea unui pat, eram acuzați că nu avem în județ pe cineva competent care să gestioneze situația. Da. Da? Să nu mai fie cozi de ambulanțe. Dar domnul Gâdea sărea în sus, ne făcea în toate felurile, că nu suntem în stare să ne organizăm aici în județ. Da. Acum când se prezintă cozile astea, e absolut normal. Da? Și o știre care este prezentată fără a acuza pe nimeni din București sau din Brașov de incompetență. Nici nu poți acuza. Da? Nu era nimeni pregătit pentru un număr așa de mare de bolnavi care să depășească cu mult capacitățile spitalelor.